prezint toate modificările pe care le-am făcut în baie. Băi, e un ecou senzațional. Ieri n-am mai filmat pentru că nu am făcut așa multe chestii. Mă rog, am muncit foarte mult ieri. Am stat tot 12 ore pe șantier, cam fiecare zi. Ieri a fost a treia zi de șantier. Azi e sâmbătă, nu facem nimic. Dar n-am avut niște modificări foarte vizibile, să le spun. Așa, uitați-vă la acest tavan, după cum vedeți. A trebuit șlefuit cu acest șpaclu tot tavanul, așa, mâncați și gurata. Pam, 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 pam. Bă, a durat jumătate de zi. Bă, jumătate de zi a durat să facem tavanul ăsta. Pentru că când am dat jos faianța de aici, a sărit nu știu ce bandă de pe aici. Și când a tras toată banda așa, a trebuit refăcut tavanul. Și din câte am înțeles, nu pot să dai cu gled peste lavabil, că o să cadă vopseaua în cap. Bun, am încercat, uite, am împrumutat un din ăsta, ești nebun, mașina de asta de șlefuit, legată la aspirator carcer. Dacă vă arăt ce aspirator carcer, avem nebuniții, ești nebunii atâta. Am încercat, bam, 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 n-a mers, a trebuit să o facem la mână, asta a durat jumătate de zi. În un sfert de zi a mai durat să facem instalație electrică, intră Ioana în baie, vezi să nu calci acolo. Haideți să vă arăt ce instalație electrică am făcut. Bun, prima dată avem cablul ăsta, fraților, care o să fie conectat la o bandă LED aici pe tavan. O să vină o bandă LED care o să prejmuiască tot tavanul, pentru că m-am săturat de lustre, pam, pam, pam. Nu, vreau pe LED-uri, pe benzi LED, pe nou, pe modern, da? Bun, după aceea, asta este pentru banda LED. Toate aceste cabluri sunt conectate la întrerupător. Deci când pui mâna pe întrerupător, pac, se aprinde bara, da? Frumos, fără telecomenzi și alte prostii. Cablul ăsta, cred că v-ați prins, este pentru oglindă. O să luăm oglindă mișto cu LED, ceva finez, frumos, ce trebuie, de calitate. Iar aici mai avem încă un cablu care o să fie încă o bandă LED sub mobilierul de baie. Pentru că am luat o faianță și o grise superbe și vreau să le umplu de LED-uri, pentru că sunt cel mai mare fan LED-uri. Să caute lumea baia asta și să se inspire. Aici, după cum vedeți, avem această construcție de regips, unde, după cum v-am arătat, nu era deloc vata, am umplut toată partea asta cu vata. Adică acum e vată, bă, băiatule, e vată, nu știu dacă o să mă mai aud cu vecinul. Ce avem aici? Avem un cablu, am făcut un șans prin zidărie, am băgat cablul ăsta pentru că aici, eu m-am gândit inițial să pun un dulap acolo lângă la bord, am zis, tata, o să arate urât. Aici o să fac un dulap exact cât e intrândul ăsta aici în regips așa, dar nu o să-l fac până aici jos urât, că mai îmi spui telefonul, mai pui ceva, înțelegi? E, o să-l facem până, nu știu, undeva pe aici, așa, trebuie să ne gândim cum să facem dulapul ăsta. Și, evident, fratele vostru vrea să-i tragă din nou bandele de așa, pe sub de lăpiorul ăla care o să se vadă senzațional. Și după aia aici pui, ca pe Pinterest, mă, ca pe Pinterest, pui un prosopel, pui... Îmi pune o cană de cafea. Își pune eu la cană de cafea pe care niciodată nu o duce jos, pui un din ăla cu bețe de parfumat, bă, faci ceva frumos, fines, înțelegi? Bă, m-a luat o căldură și o transpirație aici de înnebunește creierii voștri. Aici, fraților, pe peretele ăsta erau mașinile de spălat, era mașina de spălat și mașina de uscat. Am convins-o pe Ioana să scoate mașina de spălat și mașina de uscat de aici, pentru că ocupa foarte mult spațiu, să reducem în dormitorul pe care nu-l folosim și o să ne racordăm la apă și la scurgere din cealaltă baie, care este spate în spate cu celălalt dormitor, deci nu o să fie foarte complicat. Iar aici o să ascupăm scurgerea și robinetul, o să rămânem doar cu priza și o să venim cu ceva, un stativ de prosoapă, dar să fie spațiu, frate, uitați-vă cât spațiu e acum. Și ce am mai făcut ieri? Am dat cu toată hidroizolația, am luat din aia scumpă, Sica, bă, dacă n-am dat 6 milioane pe baia asta de 4 metri pătrați, n-am văzut așa ceva. Am lipit bandă din asta aici, ne-am chinuit, bam, 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 am dat cu trafaletul, am aruncat trafaletul la gunoi, că e tren accidentat aici astăzi, nebun, nu făcea de față trafaletul ăla. Și iar astăzi, pentru că este sâmbătă și nu mai vine nimeni la lucrare, fratele vostru va trebui să dea la mână încă o mână de Sica, de din aia de hidroizolație. Sper să iasă bine acum, nu știu, dacă e de mâna mea, sper să nu ne inundăm, sincer să fiu. Și acum, fraților, momentul adevărului, vreau să vă arăt ce grese și ce faianță am luat. Bă, sunt foarte scumpe, a fost 150 de lei metru, am dat 3400 de lei pe toată baia asta, le-am luat de pe Vara Cascadelor. Nu promo, nu nimic, adică am factura. Ia, priviți, avem aici cele 3 modele, da? Avem această gresie 60x60 cu aspect de marmură așa, această faianță de 31,5x100 tot cu aspect de marmură și această faianță în dungi, la care șmecherie e că nu se văd rosturile, pentru că e în dungi, așa nu se vede niciun rost, care o să vină pe tot peretele ăsta ieșit în relief. Această faianță în dungi o să vină pe toată partea asta ieșită în relief, iar restul băii
va veni această faianță, stați să nu mă pocnesc. Uitați-vă ce frumoasă e, bă. De la 150 de lei metru. Băi, nu e din aia simplu așa, știți cum am văzut eu toate băile acum s-au făcut pe alb cu marmur așa. Bă, da asta. Bă, asta pare scumpă, mă, mâncați-i jugura ta, bă, uitați-vă cum e. Adică bine, e scumpă, adică să nu mă înțelegeți greșit. Dacă sunteți curioși, este faianță din Spania, dacă nu mă înșel, dar este din Spania, chiar e de la firma Grea Spania, ceva de genul ăsta. Modelul, dacă sunteți curioși, se cheamă Marmorea Quartzoreno, da? Ăsta este modelul. Noi ne-a plăcut foarte, foarte tare. Inițial vreau să facem o baie mai pe gri, mai pe negru, așa, bine, așa îmi doream eu. Doar că din câte am înțeles se curăță foarte greu, rămân pete de calcar și am zis, bă, decât o baie frumoasă, rău și murdară, mai bine o baie mai puțin frumoasă și curată, corect? Corect. Bă, sunt îndrăgostit, da? Deci am dat 3400 de lei pe toată ceramica asta, de aici, dacă sunteți curioși. Înainte să mergem la Hornbach, fraților, să căutăm lavoare, chiuvete și alte chestii de baie, fratele vostru trebuie să dea o mână de sica, foarte important, și vreau să vă povestesc și ce am pățit când am cumpărat gresia, pentru că, bă, e de râsul plânsul. Să mă filmez Ioana un pic cum dau cu asta aici, ne-am să râdă tot internetul de mine, că nu se poate așa ceva. Bă, dacă nu s-a lipit cutia asta, bă, a trebuit să o desfac cu cutterul, sunteți de bun la cap. Bun, nu râdeți de mine că nu sunt cel mai bun om în asta, dar așa, asta este situația și va trebui să ne descurcăm cu ce avem. Bă, aici la duș e mare problemă, înțelegeți? Că de aici au început toate problemele în baia asta, din duș. Dăm așa întâi pe la margine. Bă, poate am eu o formă greșită, dar aia e, acum important e să nu ni se mai strice baia încă o dată, că nebunesc, ești nebun, bă, nebunesc, sincer vă zic. Ia vezi, asta trebuie să fac eu în toată baia, să dau cu smârcâzul ăsta pe jos, da? Cei care se pricep, cred că acum arăt de mine și cei care nu înțeleg ce se întâmplă aici, chiar nu înțeleg ce se întâmplă aici. Practic, fraților, ca să vă explic pentru cei care n-aveți nici măcar o idee ce se întâmplă, chestia asta care dau eu acum, acest GU, este o hidroizolație, costă 300 de lei o cutie din asta și practic face ca apa să nu ajungă sub pasta asta. Practic asta e, înțelegeți? Practic asta e și e foarte, foarte scumpă chestia asta, mamă, dar e greu să stai atât pe ciuci. Hai că mă apuc să dau toată baia, revenim într-o oră că să ajungem și la Hornbach să luăm alte chestii. Ia vedeți, băieți, a venit un prieten să mă ajute că nu puteam singur, ești nebun, dar am dat toată hidroizolația, suntem bine-s. Acum mergem spre Hornbach. Băi, m-a rupt hidroizolația aia, fraților, și acum ne îndreptăm spre Molbăneasa, pentru că după ce mergem la Hornbach o să trească să mergem la munte, pentru că a fost ziua bunicii Ioanei. Vreau să văd un mare la mulți ani în comentarii pentru bunica Ioanei. Mergem să luăm un cadou de acolo, după aceea mergem la Balotești, la Mol, la Hornbach, să vedem ce găsim. Am găsit niște chestii pe site, așa, câteva chestii interesante. Vreau să le văd în realitate, vreau să iau și bandă LED, vreau să iau și lavoar, vreau să iau și dula pentru lavoar, vreau să iau baterie de chiuvetă, baterie de duș, vreau să iau un set de carote diamantate pentru bormașină ca să putem să facem găurile în faianță pentru robineți. Vreau să iau și câteva hol șuruburi pentru rigips. Deci avem câteva chestii de luat de la magazin. Nu e nimic sponsored, din păcate, că dacă era sponsor vă ziceam și mai eram și eu mult mai fericit dacă mergeam la orice magazin să le iau pe gratis, dar nu. Fratele vostru dă bani pe ele. Hornbach sponsor me, please, please. Până acum în tabelul de cheltuieli de baie am cheltuit 5300 de lei cu TVA, noroc că suntem firmă plătoare de TVA și ne deducem o parte din acest TVA. O grămadă de bani, fără manoperă, fără nimic, a fost gresia 34 și ce-am mai cheltuit așa pe la magazine chestii random, gen rigips, șuruburi, la la la, hidroizolație, bam bam bam. Scrieți-vă în comentarii chiar acum cât credeți că o să ne ajungă baia. Eu estimez undeva la 15.000 de lei că o să ne ducă toată baia cu totul, da, la gata. Sincer, e ceva, dar aia. Când intri în horă, joci. Cine se aștepta că trebuie să facem toată baia de la început? Nimeni, mai ales nu eu. Mă gândeam, hai că scap cu un 80, cu un 90 de mili, nu, 150 zic eu că ne duce, dacă nu chiar mai mult. Am ajuns, fraților, o să luăm acest tapet. Stați să vă arăt și modelul. Ăsta este modelul, fraților, pe care vreau să-l pun pe peretele cu televizorul din dormitor, pentru că acolo am o priză pe care vreau să o mut mai sus, pentru că nu se zice, n-am pus prizele sub televizor, da, e priza jos și am tras eu un canal cablu așa aici, nebun, și arată urât rău de tot. Vreau să mutăm priza sus și să punem tapetul ăsta. Uitați-vă ce frumos este. Nu-i frumos, Ioana? A, e foarte drăguț. Da? Două role din asta, 100 de lei, să-l punem pe perete.
mi se pare foarte mișto, mai ales că noi avem tot dormitorul gri, patul gri, preșuri gri, dulapul gri, o să vină super, super mișto. Păi am vrut și noi să luăm o bază de lavor, un lavor, bă, nimic n-am găsit, bă, ăla pe care îl voiam eu mi-arăta că e pe site, dar de unde? De unde? Trebuia să-l comand, să aștept 3 zile, să ajungă în magazin, să vin să-l ridic. Am rămas doar cu tapetul, 151 de lei și o să mergem în altă parte să căutăm, pentru că n-am găsit nimic. Oglinzi, dacă n-aveau pe site 10 milioane de oglinzi, deci nebun, de unde, mă, că în magazin aveau 5 modele. Bă, pe bune, bă, n-am găsit nimic, fraților, mă uftic foarte tare, dar căutăm în altă parte, dar nu știu dacă azi sau nu, nu știu ce facem. Ne urcăm în mașină pentru că sunt 400 de grade afară. Băi, am venit și la MobExpert, sper să găsim ceva, văd că e plin de reduceri pe aici. Ce, ce bine! MobExpert sponsor mic, ce bine era, ești nebun. Sperăm să găsim ceva totuși, că n-am venit degeaba și aici. Sper să găsim și reduceri, dar efectiv totul era reducere. Când am luat noi canapea, unde erau reducerile astea? Băi, am găsit o variantă pe care eu mi-o doream de ceva timp, sincer, de aici din magazin. Varianta asta cu riflaj de lemn, așa, mi se pare că dă foarte mișto. La preț destul de bun, corpul e 1000 de lei, dar problema este că e din pal și știu că o să se umfle, dar foarte tare dacă o să curgă multă apă pe lângă. Așa voiam și eu oricum, cu un plat și cu un lavoar din asta de pus pe plat, mi se pare că arată mișto, doar că întrebarea e dacă merge cu ceramica pe care am luat-o noi pentru baie, așa că scrieți voi în comentarii, o să vă mai arătăm încă un corp pe care l-am găsit aici destul de interesant, sunt foarte bune la bani asta, din păcate nu putem să ne luăm niște corpuri foarte mari, pentru că am găsit unele absolut superbe, dar au un metru și deja e prea mult, la 80 m-aș opri maxim, sau scrieți voi dacă ar arăta mai mișto să luăm un lavoar din ăsta suspendat, așa, și ăsta e mișto, doar că nu e așa practic, pe na, adică pe are loc periuța de dinți, s-o pui aici, aici e bun, ăsta mai ai dulap, mai pui un domestos, mai pui așa, știi, și mai are și dulapul ăsta mare, mișto, la set. Ioana zice că nu prea merge, eu sunt undeva între, e că dacă mai pui și o plantă din asta prin baie, așa ar merge, acum nu știu să vă spun sincer. Hai să vă arăt și celălalt corp pe care l-am văzut. Este celălalt corp pe care l-am găsit, fraților, ignorați lavoarul roz. Ăsta l-am mai găsit, este din MDF vopsit și e foarte mișto că e înalt aici și te ajută să pui detergenți la dacă stau în picioare. Și că ne gândim și la chestiile astea practice, ăsta este 1348 de lei cănaie din MDF. Topul, partea asta de aici, este 400 de lei. Bine, poți să iei și altceva, adică asta se învârte undeva la 2000 de lei și ăla cu corpul era 10 milioane, mai pui un de ăsta de MDF încă tot așa 4 milioane, deci tot pe acolo, nu contează. Dar că ăsta, fiind așa albucios, îmi dă un pic de Ikea, așa. Scrieți voi în comentarii care e mai frumos. Băi, nouă ne-a plăcut foarte mult asta, fraților. Ar fi mers perfect, dar unul e cu negru și doi are un metru și nu încape în baia noastră, adică nu încape sotul sau dacă încape o să fie mult prea mare pentru băița noastră mică. Băi, plecăm nevictorioși și din MobExpert, dar măcar am băut apă de la ei din magazin, că aveau dozatoare de la de apă și măcar am găsit astea două modele de mască de lavoar care sunt foarte, foarte ok. Scrieți și voi la comentarii care vi se pare mai mișto. Eu sub ele vreau să trag oricum o bandă LED ceva fines, dar apropo de bandă LED, n-am găsit nicio bandă LED, am fost la Hornbach. N-am găsit nicio bandă LED care să meargă pe direct. Scrieți voi în comentarii dacă știți unde să găsesc o bandă LED care merge pe direct, nu cu priză, cu transformator. Bă, o bag la curent și merge, mă, ce e așa complicat? Ce e așa complicat? Noi acum ne îndreptăm spre munte pentru că, după cum v-am spus, a fost ziua bunicii Ioanei și mergem și noi să-i lăsăm un cadou drăguț și să o mai vedem și pe ea, că n-am mai văzut-o de mult. Și de luni, fraților, iar suntem la treabă, ne apucăm de gresie și de faianță într-un final. Bă, mai avem vreo 3-4 zile. Bă, abia aștept să fac și un vlog din ăla cu haos, cu să dureze toată ziua să filmăm vlog, nu toată ziua să fiu la șantier să car chestii, că m-am săturat, ești nebun, mi-am rupt spatele, nu mai pot. Dar mai aveți de așteptat puțin, cred că mai avem doar un singur vlog în această minunată serie cu baia. Scrieți în comentarii dacă vreți să mai facem vloguri din astea în care mai transformăm chestii de prin casă, dacă vi se pare destul de interesant. Mie mi se pare interesant, dar mi se pare că mă rup un pic pe buzunar, deci nu știu, vă las pe voi să decideți.